Spuneam data trecută că am început o serie de predici care vorbesc despre lucrurile mici sau despre oamenii mici pe care Dumnezeu i-a folosit să schimbe lumea. Și data trecută, duminica trecută, când eu am fost aici și am predicat, am vorbit despre acea mică, tânără sclavă luată roabă în Siria, care a transmis vestea cea bună vrăjmașului ei și Dumnezeu a făcut minuni și Dumnezeul lui Israel a fost recunoscut chiar și în Siria. În dimineața asta și după masă vom continua seria cu două, trei personaje extraordinare și stăteam să mă gândesc cât de importante sunt deciziile mici. De multe ori nu te gândești. Stai pe telefon și tot dai acolo și deodată îți vine un gând de la Duhul, pune-l jos și roagă-te. Și zici, da, cu ce schimb o rugăciune? Sau stai la televizor cum stătea David Wilkerson în anii 60 și Duhul Sfânt îi spune, David, dar vreau să schimb lumea prin tine. Dăm jumătatea asta de oră de televizor mie în rugăciune și o să schimb lumea prin tine. Și astăzi aceste centre teen challenge de dependență de droguri sunt în peste 120 de țări. Pentru că David a făcut o decizie mică, a renunțat la jumate de oră de televizor. Îmi spunea un alt om, zice, Dumnezeu mi-a cerut să renunț la ziua mea, aia din săptămână, în care eu mă duc și joc fotbal cu băieții și nu-mi pasă de copii și nu-mi pasă de casă și nu mai vreau să aud de nimeni. Și zic, și cum a fost pentru tine? Mă, greu, zice, că făceam de 20 de ani aia prietenii mei. Dar zice, momentul când am hotărât să renunț la alea două ore pentru mine, Dumnezeu mi-a dat de 10 ori mai mult. Deciziile mici sunt cele care fac schimbări mari. Niciodată nu te împiedici de un munte, te împiedici de o pietricică. Corect? Buturuga mică, zice românul, răstoarnă, nu buturuga mare, aia micuță. De cele mai multe ori, tiparele alea, păcatele alea mici te țin departe de Hristos, nu alea mari. Ai venit în biserică și Dumnezeu te-a eliberat, dar încă ai alea micuțe, mentalitățile alea greșite. Eu mă gândesc așa că trăim o eră în care deciziile sunt foarte importante. Nu ne mai putem juca. Vremurile sunt pe sfârșite. Veștile rele curg în fiecare săptămână. Slavă Domnului că avem mintea lui Hristos și noi cunoaștem veștile bune ale cerului. Amin? Avem canalul nostru de știri, știrile cerului. Aici nu te otrăvești, aici îți dă viață, aici îți dă sănătate. În dimineața asta, personajele care le-am ales sunt Daniel și cei trei prieteni în Babilon. Am tot stat să mă gândesc la oamenii ăștia. Comentatorii Scripturii, oamenii de știință care sunt ai Scripturii, pentru că există oameni de știință care studiază Scriptura, spun că acești patru tineri, împreună cu alții, au fost luați din Israel undeva în jurul vârstei între 12 și 16 ani, nu se știe sigur. Au fost duși departe de țara lor, au fost duși departe de templul lui Dumnezeu, au fost duși departe de familia lor, au fost puși în lanțuri și au fost duși ca robi. Împăratul i-a ales, împăratul Babilonului, și a început să-i antreneze și să-i pregătească ca să-i pună în slujba lui. Și Biblia spune, interesant aici, chiar în primul capitol din Daniel, spune că ispitele au început chiar de la primul moment când ei au aterizat în împărăția Babilonului. Și îmi place de acești tineri, că spune Scriptura, împăratul le-a rânduit, Daniel 1 cu 5, împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui. Cine nu s-ar simți onorat ca împăratul să te invite la masa lui? M-aș simți onorat să mă invite primarul, da, păi președintele unei țări. Da, păi împăratul ăsta Nebucanețar, care avea 127 de ținuturi de țări pe care le stăpânea. Și ce onoare, nu, să-ți mănânci din bucatele împăratului. Te simți câteodată onorat când cineva îți dă un sacou sau când cineva îți dă un ceas, uite, ăsta e ceasul care eu îl prețuiesc foarte mult, vreau să ți-l fac cadou ție. Da, păi să stai la masa împăratului, împăratul care era împăratul împăraților, așa îi spune Scriptura acestui împărat păgân.
Și zice că împăratul le-a rânduit din fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul din care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre aceștia erau unii din copiii lui Iuda. Aș vrea să citim împreună numele lor, vă rog frumos. Daniel, Anania, Mișael și Azaria. Aș vrea să le învățăm. Pentru că de cele mai multe ori le spunem pe numele lor babiloniene, care sunt nume de draci și de Dumnezei străin. Shadrach, Meshach, Abednego. Nu vă sună ciudat? Sunt nume de demoni străini. Dar numele lor evreiești erau Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Interesant că acești 4 tineri împreună cu alți poate sute de copii evrei au fost luați în Babilon și împăratul zice, pe ăștia-i vreau eu. Vreau să le mănânce din bucatele mele și să bea din vinul meu. Vezi că împăratul acestei lumi întotdeauna vrea să-și crească copiii lui. Împăratul acestei lumi, stăpânul acestei lumi care e diavolul, întotdeauna vrea să-și crească copiii lui, fie că sunt în afara bisericii, fie că sunt în biserică. Îmi spunea o mamă, roagă-te pentru copilul meu că nu vreau să-l preia cel rău pe la vârsta de 12-13 ani, că am văzut colegele mele și ce s-a întâmplat cu ele. Zic eu, mă rog, dar tu trebuie să-ți faci partea, să-l crești în frică de Domnul. Pentru că eu nu cresc copilul tău, tu-l crești, amin? Și ce este interesant în toată povestea asta, Biblia nu ne lasă să așteptăm, imediat în versetul 8, ne spune așa, Daniel s-a hotărât, împreună citim, Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famililor dregătorilor să nu silească să se spurce. Din poveste ne dăm seama că Daniel era șeful grupului. E bine să ai un tânăr, cum să zic, neprihănit pe lângă copiii tăi, așa e? De multe ori mă rog, Doamne, dă-i lui Tibi și lui Ramona un tânăr ca Daniel să stea pe lângă copiii lui. Și invers, Doamne, dă copiilor noștri oameni ca Daniel și ca Hanania, Mișael și Azaria, amin? Ai vrea ca acolo la școală să găsească copiii tăi departe de tine un Daniel? Ți-ar place să găsească copiii tăi unul ca Hanania? Ca Mișael și Azaria, care atunci când au fost chemați și ispitiți, li s-a dat oportunitatea să se lepede de Dumnezeu, au stat drepți în picioare? E incredibil, e incredibil ce se întâmplă. Sunt câteva lucruri care se desprind din povestea asta. Biblia spune a hotărât. Cât de importantă este o hotărâre? Cât de important este să-ți plătești datoriile? Cât de important este să ierți? Cât de important este să dai copiilor tăi mâncare la timp? Cât de important este să dai afecțiune la timp? Cât de important este? Îmi spunea un tânăr, zice, tatăl meu nu m-a îmbrățișat niciodată. Și tot timpul am crescut ca un tânăr care e respins. Și l-am întrebat pe taică, sumă, de ce nu l-ai îmbrățișat pe copilul tău? Păi, zice, eu am crezut că are gărgăuni în cap, îi trebuie mângâieri și alea, să-i dea maică sa, nu eu. Dar nu uita că copilul și-a identitatea de la tată, doar afecțiunea de la mamă. Hotărârea este ceva atât de important că hotărârea mea la 16 ani jumate mi-a schimbat parcursul vieții și veșnicia. Hotărârea lui David Wilkerson să renunțe la jumatea aia de oră de timp și să-i dea lui Dumnezeu, să-i închine lui Dumnezeu, i-a schimbat nu doar lui, dar miilor de tineri care au trecut prin centrele de dependență de droguri. Dacă o să auziți poveștile lor, o să rămâneți cruciți, o să rămâneți șocați. Cum erau gata, îmi spunea unul, am vândut tot din casă, am vândut centrala, am vândut televizorul, am vândut totul. Zice, eram în stare să vând și pe tata și pe mama pentru droguri. Și totuși, când Dumnezeu a pătruns în viața acestui tânăr, el acum este în câmpul de misiune. Slavă Domnului! O hotărâre este importantă pentru că o hotărâre poate să schimbe parcursul vieții tale. Hotărârea de a citi Biblia, spunea Houston Taylor, te ține departe de păcat. Hotărârea de a nu citi Biblia te apropie de păcat. Pentru că fie Biblia te ține departe de păcat, fie păcatul departe de Biblie, este alegerea ta. Hotărârea de a veni duminică dimineața aici este importantă. De ce? Pentru că asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune să nu părăsești adunarea una la mână și Dumnezeu spune că suntem parte din trupul Lui. Și duminica noi celebrăm pe acest Hristos care este capul nostru în veci. Amin.
Oamenii ăștia au făcut câteva decizii și vreau să vorbesc despre ele. Unul, au refuzat plăcerile ofertate de împăratul Babilonului. Și astfel au rămas fidel valorilor și credinței lor iudaice. Vreau să te întreb, cum ești tu când împăratul acestei lumi îți oferă oportunități? Oportunități să-ți compromiți valorile. Eu de multe ori am avut oportunități de când m-am întors la Dumnezeu să-mi compromit valorile, să compromit Scriptura, să încep să mint, să încep să ascult de altă voce, să încep să tai un pic linia continuă, nu de tot. Un pic. Ce faci când împăratul acestei lumi îți dă oportunități, când e strâns de tot financiar și deodată vine unul și zice, bă frate, știu că ești pocăit, dar uite, dacă ai închide un ochi măcar, că te iartă Domnul după, ai ieșit și tu bine și aș ieși și eu bine. Știu un prieten care în ianuarie, în 2019, când a început pandemia în ianuarie, a venit cineva la el și a zis, vrei să-ți iei și tu două apartamente în două luni de zile? Da. Fii atent. Am, nu mai știu cât te-a zis, 15.000 de măști care îmi vin din China, care acum lei cu un dolar, în februarie o să le dai cu 7. Asta a zis, mă, nu pot să fac asta. Aș vrea să-mi iau apartament, dar nu pot să fac asta. Dacă ceva se va întâmpla cu omenirea asta, eu nu pot să folosesc necazul ei ca să mă îmbogățesc eu. Și ăsta i-a zis, bă, știam eu că ești pocăit, fraier. Decizia lui l-a onorat pe Dumnezeu. Acești tineri în Babilon au refuzat plăcerile ofertate, au refuzat bucatele și vinul împăratului. Atenție, Biblia vorbește despre un vin care va fi băut de această lume. Vă aduceți aminte că vorbește Apocalipsa de vinul mâniei lui Dumnezeu? Împăratul acestei lumi te cheamă să te spurci cu vinul lui. Vino, uite plăcerile, uite păcatele. În fiecare dimineață pune taraba și zice, alege-mă, fii și tu. Ce se mai întâmplă aici? Spune aici așa, că împăratul a stat de vorbă cu ei și între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost, vedem aici în versetul 17 și 20, ei au fost primiți în slujba împăratului și în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere despre care întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în împărăția lui. Incredibil! Incredibil! Ce se întâmplă? Tu îți imaginezi dacă tu faci o decizie asta și asculți de Domnul. Să zici, Doamne, uite, am contractul ăsta. Știu că contractul ăsta mă compromite. Nu vreau să-l accept. Iau decizia să ascult de tine. Tu crezi că Dumnezeu are puterea să te răsplătească, da sau nu? Am un prieten în America care este un proroc al Domnului autentic și la un moment dat primești un telefon de la un om, un milionar. Și zice, brother Ron, treci pe la mine, am o chestie urgentă de vorbit cu tine. Zice, fii atent, ăsta e deja milionar, da? Și zice așa, astăzi a venit altul la mine și mi-a propus un contract de 100 de milioane de dolari. Eu nu am pace cu privire la contractul ăsta. Uite, ăsta este în camera aia, își bea cafeaua, vreau tu să te rogi împreună cu mine și ce zice ție, Domnul, aia facem. Grea decizie, nu? Să roagă Ron cu omul ăsta, nu știu cum îl chema, Doamne Dumnezeule, descoperă-mi dacă este voia ta. Și așa deodată vede niște lanțuri. Imediat îi descoperă Duhul Sfânt și zice el ăsta, măi, Jim, nu știu să-i spunem, Jim, Ion, John, zice, mă, văd niște lanțuri cu contractul ăsta. Zice, asta e dublă confirmare. Zice, știi de ce? Pentru că ăsta îmi cere să mă compromit în ceva. Eu care niciodată n-am făcut niciun compromis și întotdeauna mi-am plătit dările la statul american, ăsta îmi cere să mă compromit. Îți cere să mă compromit în caracterul meu, îmi cere să mint, îmi cere să fac, dar 100 de milioane în plus. Și Ron îl întreabă, și ce o să faci, John? Zice, Ron, e ușor, trebuie să ascultăm de Hristos. El e prioritatea noastră. Nici nu stă, îl cheamă pe ăla, zice, colegul, ți-ai terminat cafeaua? Da. Răspunsul meu e nu. Ăsta șocă, cum refuz 100 de milioane? Băi, omule, nu trebuie să faci nimic decât să faci o semnătură și să închizi ochii la câteva paragrafe. Nu, caracterul meu e mai important decât cele 100 de milioane. Vorbim de oameni care au fost în fața compromisului
Și au luat decizia să asculte de Dumnezeu. Și ce spune Scriptura, îmi place atât de mult, că Dumnezeu întotdeauna răsplătește ascultarea. Spune vecinului, Dumnezeu întotdeauna răsplătește ascultarea. Dacă vecinul e soția, spune, Dumnezeu întotdeauna răsplătește ascultarea. Amin? Wow, cât de tare! Mai citesc o dată. De aceea au fost primiți în slujba împăratului în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul. Îi găsea de 10 ori, spuneți 10! Mai tare! Toată biserica! Vezi cât poate să-ți dea Domnul? 10! Amin! De 10 ori mai mult! De 10 ori mai mult! De 10 ori mai mult! Dumnezeu nu e legat, nu va... Băi, am dat lui Tibi și la Sani nu mai am, aoleu, ce mă fac? Îngerilor, fugiți repede pe aici, prin cer, mai căutați, prin cutie, poate găsiți ceva binecuvântări și pentru fratele și pentru fratele. Dumnezeu e infinit. Bunătățile Lui nu se sfârșesc. Credincioșia Lui e din neam în neam. Bunătatea Lui este veșnică, amin? Dragostea Lui e veșnică. El are de unde. Dacă tu îl onorezi pe Dumnezeu cu credința ta și cu ascultare, Dumnezeu te binecuvântează. El promite asta în cuvântul Lui. El promite asta. Mai este o provocare care o primesc prietenii lui Daniel în Daniel 3 și vreau să o citesc și pe asta. Împăratul face un idol mare și la un moment dat aude că ăștia nu se închină idolului, se enervează atât de tare și zice, ia cheamă-i mă pe ăștia trei încoace. Cum îi chema pe cei trei? Vi mai aduceți aminte? Anania, Mișael și slavă Domnului. Așa trebuie să le spunem, pe numele lor adevărate. Ălea erau nume păgâne, erau nume de fiecare nume, și Adrag, Meșa și Abednego, nume de Dumnezei străini, să știți. Sunt nume de demoni. Pentru că împăratul acestei lumi întotdeauna pune câte un demon lângă un om ca să-l tortureze și să-l chinuie, să știți. Dar Dumnezeul nostru, Biblia spune că ne dă câte un înger care lucrează și ajută pe credincios. Amin? Spune acolo în Evrei. Și el întotdeauna copiază. A văzut el că Dumnezeu dă un înger, pune și el câte un demon. Și ăsta, Babilon, împăratul Babilonului, le-a dat nume păgâne. Și ce spune? Să supără pe ei și îi cheamă în Daniel, vedeți aici Daniel 3 cu 10, spune așa, aș vrea să vă citesc. Daniel 3 cu 10. Începe acolo povestea, ce el a luat cuvântul și a zis să trăiești împărate veșnic, ai dat poruncă, după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitării, alăutei, psaltirei, cimpoului, vezi că și ăștia aveau instrumente, și tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului de aur. Și după care oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt niște iudei, mamă ce mi-ar place să zică și de noi așa, mă, sunt ăia din Betania, mă, care ăia nu-și pleacă genunchiul înaintea lui Bal, nu-și pleacă genunchiul înaintea lui Astartea, nu-și pleacă genunchiul înaintea niciunui idol. Ți-ar place să spună Biblia despre tine așa? Pentru că Biblia spune așa în Eclesiastul, că există un înger care consemnează și scrie tot ce facem și ce zicem. Și îngerul ăla scrie. Astăzi nu și-a plecat piciorul, astăzi a hotărât să rămână credincios lui Hristos și ăla tot scrie. Ați văzut-o odată acolo, a citit, n-ați citit de el. Și uitați ce scrie aici. Niște iudei cărora le-a dat în grijă treburile ținutului Babilonului și anume. Așa. Oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Oh, ce-mi place, l-au negat pe împăratul acestei lumi și l-au ales pe Dumnezeu. Ei nu slujesc dumnezeilor străini și nu se închină chipului de aur pe care i-ai înălțat. Vă place mărturia asta? De la păgâni. Aș vrea să se spună asta despre noi. Mă, pocăiți ăștia, mă, nu se compromit, mă, ăștia nu fură, nu mint, nu înșală, nu urăsc. Oh, aleluia, Doamne! E posibil, este sau nu? Eu cred că da. Atunci Nebucanețar s-a mâniat și plin de urgie, incredibil, a dat poruncă să-i aducă pe cei trei și oamenii aceștia au fost aduși înaintea împăratului. Nebucanețar a luat cuvântul și le-a zis, în adins oare, sau faceți în adins, îmi faceți mie împotrivă? Nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați voi chipului de aur pe care l-am înălțat? Și versetul 15 este cheie. Acum fiți gata! Și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, sunetul alăutei, psaltirii, cimpolului și tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut eu. Pentru că dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați îndată în mijlocul unui cuptor aprins
Și care este Dumnezeu acela care vă va scoate din mâna mea? Cei trei au răspuns împăratului Nebucanețar: noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Incredibil. Și aici este unul din cele mai mari secrete care le putem învăța de la ei. Nu ai timp când vine ispita să hotărăști să nu păcătuiești. Trebuie să iei hotărârea cu mult înainte. Repet, când vine necazul și ispita, nu ai timp să hotărăști, nu păcătuiesc azi. Hotărârea ta trebuie să fie luată cu mult înainte. Legământul meu e cu Hristos. Legământul meu e cu Domnul Hristos. Amin? Ei spun așa: nu avem nevoie să spunem la cele de mai sus. Cu alte cuvinte, iată, Dumnezeul nostru care îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Ce e asta? Vocea credinței. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că tot nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nu ne vom închina chipului de aur. Incredibil. Oamenii ăștia stau față în față cu autoritate pământească și spun așa: noi suntem gata să plătim prețul și să murim, decât să ne închinăm idolului pe care tu l-ai făcut. Pentru că noi nu considerăm că ăsta e Dumnezeu. Dumnezeul nostru e viu și adevărat. El domnește în ceruri, El stăpânește cerul și pământul. Ăsta este un idol. Împărate, noi n-avem nevoie să-ți răspundem. Îți spun, ia o decizie astăzi ca să-L onorezi pe Dumnezeu cu deciziile tale, cu hotărârile tale. N-ai timp când vine ispita să zici nu. N-ai timp când vine compromisul să zici nu. Trebuie să-L iei înainte și să zici: eu deja am hotărât. La 16 ani jumate am luat hotărârea să-L urmez pe Hristos și să-I dau viața mea cu darurile mele, cu abilitățile mele, resursele mele, timpul meu, tot ceea ce voi produce, tot ceea ce va pune Dumnezeu în mâini. Și ce s-a întâmplat la 20 de ani? Am avut o ispită puternică. A venit o casă de discuri și a zis: mă, uite, am auzit de tine, am văzut niște imagini cu tine, ești carismatic, ești talentat, am vrea ca să semnăm un contract cu tine. Ne-am gândit cum am putea să te băgăm în industria asta entertainmentului românesc. Zice: tu te califici, ai față, dar e o problemă, o singură problemă. Cântecele tale vorbesc prea mult despre Hristos. Și ne-am gândit noi cum să facem ca să-ți păstrezi și tu cântecul, să fim și noi ok. Ștergem Iisus, spunem iubire, ștergem Hristos, spunem dragoste, ștergem... Și au mai dat ei niște variante. Și unul dintre ei, pentru că fusese fost pocăit ăsta, care s-a compromis și s-a dus pentru banii acestei luni și pentru faimă să se mânjească cu mâncarea împăratului, îmi zice de față cu omul ăsta de la casa de discuri, îi zice: trebuie să lăsăm să se roage, că știi că el e pocăit, să-i vorbească Dumnezeu. Și zice: ăsta ai 3 zile să-mi dai un răspuns. Și în timp ce dau să iasă pe ușă, băieții le spun: nu-mi trebuie 3 zile, ascultați-mă, nu mă mai sunați. Eu hotărârea asta am luat-o de la 16 ani jumate. Darurile mele, viața mea, mintea mea, toate abilitățile mele, toată suflarea, toată puterea este închinată Domnului Iisus Hristos. Bineînțeles că s-au uitat la mine și au zis: ce fraier ești. Puteai să faci bani mult, puteai să ai faimă multă, puteai să ai gagici multe. Și 3 au plecat și au semnat. Și pentru o vreme, pentru 10 ani, a fost o trupă românească cu mare faimă și cu mare succes, dar nici unul din ei nu sunt astăzi cu Dumnezeu. După ce au băut din vinul împăratului, s-au otrăvit atât de tare, încât îs amețiți, tulburați și înșelați. Ei nu mai știu stânga de dreapta. Înțelegeți? Când bei din vinul împăratului acestei lumi, să știi că te otrăvește, să știi că îți bagă în minte numai scenarii și tu nu mai trăiești bazat pe adevăr, tu trăiești bazat pe scenarii. Ia decizia astăzi. Doamne, aleg să mă încred în Tine. Doamne, aleg să cred cuvântul Tău. Doamne, aleg să nu mă spur cu bucatele acestui împărat. E incredibil ce se întâmplă. Oamenii aceștia 3 sunt aruncați în foc. Vă aduceți aminte? Au spus, Biblia spune că i-au legat ăștia cu tot, cu izmene, cu haine, îi iau și puf! Și în timp ce îi aruncă în foc, ce se întâmplă? Focul, flăcările ies atât de puternic și iard gărzile împăratului. Și Biblia spune că la un moment dat se uită împăratul și zice că s-a înfricoșat. Și zice: n-am aruncat noi oare 3 în cuptor? De ce sunt? Și al 4-lea are fața și chipul ca unui fiu de Dumnezeu. Îmi place atât de mult povestea asta,
Aleluia! Și îmi place cum împăratul mi-l imaginez cum se apropie de cuptor tremurând tot. Anania, Azaria, Mișaia, robii Dumnezeului cel preanalt, vă rog frumos, ieșiți afară! A intrat groaza Domnului în el, pentru că acest împărat al lumii a înțeles că există un împărat deasupra lui. O, ce-mi place! O, ce-mi place! Câte cuptoare pregătește împăratul acestei lumi pentru creștini? Oare câte cuptoare, oare câte ispite? Iată o decizie mică ce mare impact a avut asupra vieții lor și a următoarelor generații. Eu vreau să vă întreb, oare câți evrei au fost luați în Babilon? Vă aduceți aminte? Foarte mulți, 97, au fost luați câteva zeci de mii. Știți de ce sunt consemnați doar 4 în cartea lui Dumnezeu? Că ceilalți au plecat genunchiul. Crede-mă, dacă nu-ți pleci genunchiul, vei fi consemnat în cartea lui Dumnezeu. Dacă nu-ți pleci genunchiul, vei fi consemnat în cartea lui. Dar în dimineața asta nu se termină aici. Spun, deciziile mici fac diferențe mari. Contează cu cine te căsătorești. Mi-a spus un pastor înainte să mă însorsănei că ascultă-mă ce spun. Femeia ori te duce în cer, ori te duce în iad. Dar zice, și tu la fel poți să faci. Așa că ai grijă pe cine alegi. Atât de frică mi-a fost după perioada asta, cred că mi-a luat, nu știu, 2 ani de zile de rugăciune, m-am postit înaintea Domnului, m-am pregătit. Eu aveam ochii deja pe Adina, dar na, m-a speriat ăsta așa de tare că stai să-mi iau toate măsurile de precauție. Frica mea cea mai mare nu era cu privire la Adina, era cu privire la mine. Dar știi ce? Contează cu cine te căsătorești. Contează cu cine mergi la drum. Contează în ce biserică vii. Pentru că dacă mergi într-o biserică care este doar un ritual în fiecare duminică și doar niște norme și doar dai 10 ala și doar ai plecat acasă și doar ți-ai injectat conștiința și nu crești și nu te dezvolți și nu devii parte a trupului să dai și tu ceva, atunci ești doar un mădular din ăla lene și ai văzut pe cineva care are o mână, care nu face nimic cu ea, așa devii. Dar dorința păstorului, cum a spus-o astăzi Tibi, este ca tu să devii un mădular viu și activ, amin? Care avansează împărăția. Deciziile mici, cum spuneam, fac diferențe mari și Biblia spune un verset care mie îmi place mult, mult, mult de tot și aș vrea să tragem niște concluzii de final. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să stăpânească în inimile voastre și sfințiți pe Iisus Hristos ca Domn. Mă gândeam la pacea. Pacea. Ce înseamnă pace? M-am gândit și știți ce am făcut? Am făcut din acronimul ăsta pace, am scos 5 lucruri care acești tineri le-au făcut și aș vrea să le luăm pe rând. Poate poți să mi le și scrii, mă poți ajuta oare? Dacă te rog, poți să scrii P, punct, și după aia să scrii ce-ți spun, următorul, A, punct, sub el, poți să scrii? Crezi că ai putea? Hai să încercăm. Să știți că cei de la sunet și de la calculator de multe ori sunt foarte stresați de biserică. Aș vrea să-i încurajăm în dimineața asta, să-i binecuvântăm. Să nu-i judecați prea aspru, vă rog frumos, că mâine vă punem pe dumneavoastră la calculator și nu o să știți să nimeriți butoanele. Pacea. P. Decizia acestor tineri a promovat și a avansat împărăția lui Dumnezeu. Vreau să te întreb de fiecare dată când ai o decizie. Oare decizia mea promovează și avansează împărăția lui Dumnezeu sau promovează agenda personală? Asta e prima întrebare care trebuie să o pui când ai o decizie. Vorbim de decizii. P. Promovează. Ce? Împărăția lui Dumnezeu. Te întreb încă o dată, oare decizia care tu ești gata să o iei în săptămâna asta? Pentru că sunt, uite, văd așa în duhul meu că sunt multe decizii, văd, cum se zice, drumuri din astea de răscruce. Foarte mulți aici va trebui să luăm decizii în următoarele 2 săptămâni. O să vedeți asta. O să vină niște decizii care trebuie să le luăm cu privire la caracterul nostru, la credința noastră, cu privire la decizii financiare, cum gestionăm finanțele în vremurile care vin, cum gestionăm resursele. Și vreau să te întreb, decizia ta promovează, avansează împărăția lui Dumnezeu sau promovezi sub autoritatea cuvântului? Decizia mea mă scoate de sub autoritatea cuvântului.
Puneți întrebarea asta, decizia care o să o iau în următoarea săptămână. Promovează împărăția. 2. Respectă autoritatea lui Dumnezeu. 3. Că decizia care o să o iau te duce la Hristos sau dă culoar? Vezi, Hristos culoar vrăjmașului tău și te face vulnerabil. Măi, știu că nu fac bine, dar simt așa, dar îmi doresc mult de tot lucrul ăsta. Simt că nu fac bine, dar parcă nici nu știu dacă e, nu cred că e biblic, dar totuși îmi doresc mult de tot, îmi doresc mult de tot să fac lucrul ăsta. Pe ce e bazată decizia ta? E bazată pe sentimente, pe emoții? Credeți că, eu vă întreb pe voi o întrebare sinceră. Voi credeți că Anania, Azaria și Mișael, când au văzut perspectiva cuptorului, credeți că au fost entuziasmați? Wow, slavă Domnului, intrăm la saună. Nu, n-au fost entuziasmați. Decizia lor a fost bazată pe ce? Pe frica de Domnul. Ei au zis așa, Dumnezeu are putere să ne scoată, dar și dacă nu ne va scoate, noi tot nu ne vom închina acestui chip de aur. Noi suntem gata să plătim prețul. Deci al treilea este te conduce la Hristos. A treia întrebare care trebuie să o pui. Mă conduce la Hristos? E... Nu? Ce vine după că? E. Mă conduce la evlavie sau la mândrie? Decizia pe care eu o să iau mă face mai evlavios, mai smerit, mă conduce la sfințenie sau mă conduce, mă umflă? Wow, am mai făcut, am mai scris un contract, am mai făcut un business, am mai făcut un cântec, am mai Erau doi apostoli pe drum în Cartea Fapte și la un moment dat apare o fată care avea un duh de ghicire. Și știți ce? Fata asta spune exact, fix, concret, ce era cu oamenii ăștia și spune aceștia sunt slujitorii celui prea înalt care predică calea adevărului. Reclamă gratuită de la diavolul. Ce a făcut Pavel? Zice, și Pavel mâhnit în duhul lui, după mai multe zile s-a întors și a zis Duhului, ieși afară din ea. Ce spune asta? Pavel ar fi putut spune, mamă, Barnaba, fii atent, mă, reclamă gratuită. I-a umflat de mândrie. Voi sunteți, cum ziceau dracii la Domnul Iisus? Wow, tu ești Sfântul! Și Domnul zicea, taci din gură. Normal că-L cunoșteau, că-L văzuseră înainte să cadă din cer. Pătron, tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu nu are nevoie de reclama dracilor. Eu vă spun ceva, dacă Simon, vrăjitorul, ar fi locuit astăzi în Oradea și s-ar fi pocăit, unii l-ar fi pus în comitet. Credeți-mă. Și pe fata asta care e ghicitoare ar fi adus o frață în echipa profetică. Dar Pavel i-a spus, ieși afară din ea în numele lui Iisus Hristos. Decizia ta te conduce la evlavie. Dacă Pavel ar fi acceptat complimentele, ce s-ar fi întâmplat cu el? Vorba moldovenului, dăduse văzduh asta, știi? Eram în Moldova și mi s-o spart o roată, nu știu, mi s-o desuflat și trei moldoveni pe stradă. Hai mă, repede, frate, că să-i băgăm văzduhul lui frate Lisani în roată. Vreau să-mi bage văzduh. Aer, adică văzduh tradus aer din graiul moldovenesc. Diavolul așa umblă toată ziua să-ți bage văzduh, să-ți umfle cheptul de mândrie. Bă, ce bine ai realizat tu lucrurile astea. Dacă nu veneai tu la Betania să clătina biserica, mă. Dacă nu erai tu aici să te rogi pentru bolnavi, nu să vindecau bolnavi. Te întreb, decizia ta te conduce la evlavie, la smerenie sau te conduce la mândrie? Pune-ți întrebarea asta. Pentru că pacea lui Hristos asta înseamnă. Să promovezi împărăția, să respecti autoritatea, să te conducă la Hristos, te conduce la evlavie și A vine de la adevăr. Decizia mea este bazată pe adevăr sau pe scenarii emoționale? A venit cineva odată aici la rugăciune? Zic, oho, odihnește-te, ce-i cu tine? Zic, unde arde? Nu arde. Și atunci? Dar știi, în mintea mea am chestia asta de frică, trăiești bazat pe un scenariu. Unde arde? Eu te întreb, unde arde? Când te ia frica asta, când te ia anxietatea, când te ia panica, întreabă, unde arde omul? Ești, uită-te pe fereastră, arde ceva?
Unde arde? Ești puțin, bea un par de apă. Este bazată decizia ta pe adevăr sau pe decizii emoționale sau pe oportunități? Pentru că spun ceva, diavolul poate deschide uși puternice. Mulți creștini au picat de la credință, știi de ce? Pentru că Domnul a deschis o ușă să plece din țară. Domnul a deschis ușa, frate Sani, Domnul a deschis ușa. Eu îți arăt în Scriptură că diavolul poate deschide uși și nu sunt de la Domnul. Nu toate ușile deschise sunt de la... Spune-i vecinului, nu toate ușile deschise sunt de la Dumnezeu. Îmi place, uite, îmi place de familia asta. De fiecare dată când își zic câte ceva, zâmbesc unul altul, să văd că să iubesc. Domnul să vă binecuvânteze. Aleluia. Hai să-i aplaudăm. Îmi place că vin să-și ia notițe, ei sunt profesori. El e doctor în psihologie, da, și doamna la fel, sunt oameni cu carte, dar tot timpul vin să-și ia notițe din Scriptură. De ce? Pentru că se lasă învățați. Ei sunt motivați de evlavie, nu de mândrie. Și sunt motivați de adevăr, nu de scenarii. Tu știi câți prieteni de-ai mei pocăiți au căzut de la credință pentru că au intrat pe ușa care Domnul a deschis-o? Mi-a zis odată, fratele meu, am găsit-o, haleluia, asta e Eva pe care am așteptat-o. Zic, unde ai găsit-o? Zice, la sală, la sala de forță. Mie mi s-a ridicat primul steag roșu în sus. Zic, măi, nu știu ce să zic, acum eu știu, e încredințarea ta, dar n-am așa mare încredere în ăștia de la sală. Crede-mă, e da și amin. Am avut și proroc care mi-a zis, fata pe care o întâlnește de la Domnul. Sunt soară cu ea, 2 luni de zile, mare fericire. Într-o după masă eram la biserică, predicam. Dar înainte să predic, îmi făceam o cafea. Și mă trezesc cu el lângă mine. Ăsta pământ de supărare. Și îmi spune Duhul Sfânt, spune-i că Moise a murit, e timpul lui Iosua. Și îi spun la ăsta, mă, Domnul mi-a zis să zic, Moise a murit, e timpul lui Iosua. Nu vă zic, aproape a ridicat pumnul să-mi dea în cap. Nesimțitule, cum poți să-mi zici asta în cea mai cruntă zi din viața mea? Păi ce, omule, ce s-a întâmplat? M-a sunat asta din Milano, a zis că și-a găsit pe altul, să nu o mai caut. Păi n-ai zis tu, mă, că ți-a vorbit prorocul? Că e da și amin? Nu mi-ai spus tu așa mie? Când ți-am zis să-ți cauți fată din casa Domnului, din tribul Domnului, din tribul leului, din Iuda, tu ce mi-ai zis? Lasă că mere și așa, e bună și aia de la sală. Decizia lui a fost nu bazată pe adevăr, a fost bazată pe un scenariu. El a crezut că tot ce zboară se și mănâncă. N-a avut discernământ copilul ăsta. 2 luni de zile căsătorit și l-a abandonat soția. Te mai întreb o dată. Decizia ta promovează și avansează împărăția lui Dumnezeu, da sau nu? Decizia ta te ține sub autoritatea cuvântului și a bisericii, da sau nu? Decizia ta te conduce la Hristos sau dă culoar vrăjmașului și te pune într-o poziție vulnerabilă și unde te toacă vrăjmașul? Ești pe linie, nu ești nici cu Domnul, nici cu lumea, ești acolo. Decizia ta te conduce la evlavie sau la mândrie? Unde? Decizia ta e bazată pe adevăr sau e bazată pe ficțiune? Eu am trăit 11 ani în Maramureș și acolo la oameni le plac foarte mult poveștile. Și păstorul zicea, Doamne, eliberează Maramureșul de scenarită. Scenarită. Oamenii trăiau numai în scenarii. Aveam o doamnă, de fiecare dată venea să ne rugăm pentru ea că moare de cancer. Trecut 11 ani, au murit alții și ea nu mai moare. Cum are o răceală mică să duce la doctor să vadă dacă are cancer? Cum o doare aici șoldul? Îi zic, soră, nu te mai du la doctor, crede-mă. Uite, consultație gratuită. 10 pe zi din astea, dimineața și strece spatele. Scenarită. Oameni care nu iau decizii bazate pe adevăr. Cum s-a prezentat Iisus Hristos? Eu sunt calea, adevărul și viața. Păi dacă tu vii și creștin și copilul Domnului, deschide cartea și citește. Citește-o pentru tine. Deci, o decizie divină are câteva lucruri care vrem să le punem acolo. Bravo, mi le-ai și pus. Hai să le citim împreună. Promovează împărăția, respectă, te duce, te conduce și te ține în... Aleluia, sunt entuziasmat.
O decizie divină asta este. Tinerii aceștia, cei trei, au luat o decizie divină. Deși pare că ce au făcut este mic și nu contează, decizia lor a fost foarte, foarte, foarte mare. Eu vreau să ne cercetăm în dimineața asta un pic. O să avem un timp de cercetare în dimineața asta și înainte să mai cântăm o dată Tu ești Domnul minunilor, o să avem un timp de cercetare. Dar aș vrea să faci între tine și Domnul, nu între tine și pastorul. Aș vrea, te rog frumos, de acum să nu mai vii să-i basculanta cu probleme la păstor. O venit acum de curând cineva la mine și că, frate, am venit la tine că nu știu la cine să mă duc, am multe probleme, zic eu, te rog frumos să ți le ții, că le am și eu pe ale mele. Zic, toți veniți? Dar te rog un sfat. Și stau puțin de vorbă cu el și îmi dau seama că el n-avea nevoie de rugăciune. El avea nevoie de înțelepciune. El avea nevoie să înțeleagă ce înseamnă o decizie divină care îți aduce pacea. Pacea. Pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre. Dar ce înseamnă pacea asta? Trebuie să o înțelegem. Pacea întotdeauna promovează agenda lui Dumnezeu. Amin? Întotdeauna. Întotdeauna. Pacea întotdeauna te ține sub autoritate. Întotdeauna te duce la Hristos, El e prințul păcii. N-ai de unde să cumperi pacea de la Prozar. Ce piață e asta aici? Nici nu știu. Decebal. N-ai cum să mergi la Decebal să cumperi pace, că săracul s-o sinucis. Nici la Traian n-ai cum să cumperi pace. Pacea nu ți-o dau nici rușii, nici americanii. Pacea ți-o dă Hristos! O decizie divină întotdeauna te conduce la evlavie. Diavolul să-ți promită înălțimi. Și este acum, chiar am uitat să menționez asta. E o mișcare în America acum care promovează munții, să cucerim cei 7 munți. Muntele economiei, noi trebuie să-l cucerim, muntele armatei, muntele Hollywoodului, muntele industriei cinematografice, trebuie cucerit, muntele financiar. Dă-mi voie să spun ceva, e o erezie. Hristos nu te-a chemat să cucerești lumea. Hristos te-a chemat să ți-e cucerești pe tine. Pentru că un om care se stăpânește pe sine e mai tare decât unul care cucerește cetăți. Sunt așa de uimit de oamenii care au o stăpânire de sine extraordinară. Se stăpânesc în vorbire. Se stăpânesc în pofte. Vreau să vă spun și eu despre o decizie mică care am luat-o. Cu un an și două luni în urmă. Am fost mare, mare băutor de cafea. Când nu eram cu Domnul, primul lucru care îl făceam dimineața, fumam 2-3 pachete de țigări până în 12 și 3-4 cafele. După masa continuam cu cafea. Când m-am întors la Domnul, am eliberat, Domnul m-a eliberat de tutun, de țigări, se poate, dar am rămas cu cafeaua. Nu e un lucru rău. Dar exagerarea când te stăpânește e un lucru foarte rău. Soția mă tot întreba, mă, nu poți să bei și tu una? Eu nu simt dacă beau una. Mie îmi trebuie, la mine în viață toate lucrurile trebuie să fie tari. Totul espresso, forță, puternic, intens. Dacă nu e intens, nu-mi place. Am luat bătaie tare. Cânt tare, vorbesc tare. Parfumurile îmi plac tare, dacă nu e forță, nu-mi place, nu-mi plac din astea florale, alea mi se pară. Și beam cafea și la un moment dat mă rugam pentru sfințenie și mă rugam și îmi spune așa Duhul Sfânt, știi, aș vrea să renunț la un lucru mic din viața ta, care va aduce mari beneficii și sănătății tale, dar și spiritual. Oameni buni, ascultați-mă, anul trecut, în august, 15 august, am băut ultima gură de cafea. Am pus-o jos, n-am terminat espresso. Mergeam la predică. La Zalo eram. Și zic că... Eu zic ajunge, Sani. Sani ajunge. Trebuie să pui punct. Duhul Sfânt de 3 ani de zile îți spune să lași acest lucru mic care va aduce beneficii enorme. Mă las de cafea, cu greu, 2 săptămâni dureri de cap. Nu știu dacă ți-ai dat seama că mă suna, eram foarte, foarte entuziasmat că m-am lăsat de cafea.
Eu primul lucru dimineața când mă sculam, nici nu deschideam ochii, mă duceam la un aparat mic așa, cu un buton frumos, și când apăsam, mă găsea Dina direct cu împărtășie cu cafeaua, nu cu Domnul. Bine, eu ziceam că e și Domnul acolo, da? Și știi ce se întâmplă? Trece o lună, trece două, trece trei, mă simt din ce în ce mai înviorat, conduc mai mulți kilometri, fără necesitate de energizante, de absolut orice, și oameni din jurul meu încep să-mi spună, mă, ceva s-a întâmplat cu tine. Parcă predicarea ta a urcat la alt nivel, parcă ungerea ta s-a dus la alt nivel, parcă stăpânirea ta s-a dus la alt nivel. Începe Adina să-mi spună, mă, parcă ești alt om. Și stau să mă gândesc, Doamne, ce s-a întâmplat cu mine? Că n-am renunțat decât la o gură de cafea. O decizie mică. Care are beneficii enorme. Pentru că atunci când asculți de Duhul lui Dumnezeu, în orice instrucțiune este ascunsă o minune. Și știi ce? Am văzut uși deschise care eu nu le-am deschis. N-am dat un telefon. Am găsit oameni și am văzut oameni vindecați în lunile astea cum n-am văzut înainte. Eram la Londra acum și la sfârșitul bisericii ne-am rugat pentru o femeie. V-am povestit, nu? A fost la trei vrăjitoare, săracă de ea, la trei vrăjitoare în Londra. Și au pus aia alea blesteme peste ele și a zis, frate, crede-mă, de când am fost la vrăjitoarele astea, eu nu mai pot să dorm. Fiica mea de 16 ani aude voci în casă cum o cheamă pe nume, noaptea. Ni se mișcă canapelele în casă, ni se mișcă lucrurile, scaunele, noaptea și nu le mișcă nimeni. Ce să fac? Și știi ce? Ne-am pus mâna peste ea împreună cu Adina și am făcut o rugăciune scurtă. Tată, eliberează-o în numele lui Iisus Hristos. În seara aia, ascultați-mă ce vă spun, nu mâine, nu poi mâine, nu peste o lună, îi mărturisește păstorului care îmi trimite mesaj, zice, îl știi pe Elvis că a fost la voi aici la rugăciune, pe Marius, ce sani mi-a scris, spune copiii mei vor merge cu mine! Du-te și închină-te lui Dumnezeu în pustie, dar lăsați-vă oile aici, lăsați-vă resursele, nu-ți lăsa resursele pe mâna diavolului, închină-le Domnului! Ce este închinat Domnului? Diavolul nu poate fura! Amin? Vreau să te întreb în dimineața asta, eu sunt un creștin care ia decizii divine sau decizii omenești? Le iau cu înțelepciunea divină care vine de sus și este pace? Sau sunt tot timpul într-o tulburare, tot timpul într-o anxietate? Oare am făcut bine? Oare n-am făcut bine? Oare am făcut bine? Puneți întrebările astea. Mă conduce și promovează împărăția lui Dumnezeu? Mă ține sub autoritatea cuvântului? Mă duce la Hristos decizia asta? Mă conduce la Evlavie? E bazată pe adevăr? Oameni buni, să știți că creștini falși sunt peste tot. Eu am avut la teologie creștini falși. Om care a și căzut de la credință mai după. Care îmi zicea, Sănicule, hai mă la filistence, mă lasă-le pe pocăitele astea. Mă. Filistencele-s frumoase. Știți ce am spus, nu? Decizia asta am luat-o cu mult timp în urmă, prietene. Eu îmi voi alege o fată închinată lui Dumnezeu. Du-te tu la filistence, lasă-mă pe mine cu fiicele Domnului. Stau eu aici și mi-am ales-o pe soția mea, pe Adina. Domnul Hristos spunea acolo în Evrei 12:2, pentru bucuria care o vedea înainte. Hai să citim. Împui Evrei 12:2. De când mi-a venit așa prin Duhul, pentru bucuria, a luat o decizie pe cruce. La puterea care o avea, pentru că era Dumnezeu, puteau să sară cu ele alea imediat de acolo și putea să zică, știi ce? M-am săturat. Lasă-i pe ăștia să plătească pentru păcatul lor. Puteau oricând să întrerupă această călătorie. Oricând. În grădină putea să o întrerupă. Pe cruce putea să o întrerupă. Și ce spune acolo? Să ne uităm, citim împreună ca biserică, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, opriți-vă. Care era bucuria? Pune mâna pe tine și spune, eu am fost bucuria Lui. Pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea,
și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Vezi ce decizie a luat Domnul Hristos? S-a uitat la noi și a zis: ok, Tată, facă-se nu voia mea, ci voia Ta. Te rog frumos, gândește-te cum îți investești resursele, cum îți investești timpul, cum îți investești energia. Promovează neprihănirea? Promovează împărăția lui Dumnezeu? Promovează adevărul? Promovează evlavia? Sau te promovează pe tine? Credeți-mă, dacă o problemă o avem ca și biserică creștină, știți care este? Că este prea mult despre noi și ce vrem noi. Eu aș vrea să vă faceți un test săptămâna asta. Vă încurajez să faceți. Și nu... Și începând din după masa asta, uită-te într-o conversație cât de mult ești tu. Este eu. Uită-te într-o circumstanță cât de mult e despre tine. Când stai în fața bolului de mâncare, uită-te cât îți pui în farfurie. Pentru că decizia aia de stăpânire, știi că e o vorbă, liderii mănâncă ultimii. Hristos a sculat de la masă, le-a spălat picioarele, i-a slujit pe toți, i-a săturat și după aia a mâncat și el. Uită-te când vine copilul la tine sau nepotul și vrea să vorbească cu tine și tu ești foarte interesat de programul de știri, nu-l refuza. Dă-i afirmarea aia de care ai nevoie. Vino-mă la bunul să te pupe. Vino-mi cu acest, stai jos să te văd, să te iubesc. Povestește-mi ce te doare. Fă-ți un test săptămâna asta. Ești ca unul din acești patru copii evrei care promovează pe cel prea înalt? Sau ești gata să bei din vinul împăratului acestei lumi? Biserică Betania, oameni dragi, oaspeți, haideți să luăm azi o decizie, să nu ne plecăm genunchi înaintea lui Baal, să nu ne plecăm genunchi înaintea diavolului. Un ultim tablou vreau să vă aduc aminte, aduceți-vă aminte că în vremea ispitirii în Matei, diavolul a venit la Hristos și în sfârșit își dă pe față, după mii de ani, dorința lui cea mai mare. Dacă te vei închina mie. Asta își dorește diavolul. Cu orice preț să te facă să pui piciorul jos. Cu orice preț să te facă să pui capul jos. Fă azi o decizie. Hai să ne cercetăm împreună.